melodie frumoasă. Madrid. Da, imnul Madridului. Eu sunt cu Realul de mic copil și am profitat de ocazia asta și a numirii domnului Ancelotti din nou la Real Madrid și a prezenței tale să-ți fac o surpriză plăcută. Presupun că tu l-ai ascultat de multe ori la... sau poate nu, poate nu era antrenor în acea perioadă la Real Madrid. Milan, Chelsea, era la Milan, la Chelsea, da. Poate de aici înainte. Da? Mergem împreună să-l ascultăm. De ce nu? În mare am explicat cam cum au stat lucrurile. O să te rog să intri tu în câteva amănunte care practic fac diferența între realitate și ce a scris presa și atunci și acum. Lucrurile înțeleg că stau puțin diferit. Bineînțeles. Vă mulțumesc în primul rând pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc și să spun și punctul meu de vedere. Într-adevăr, acum câteva zile, în urma decesului fostei soții, la noi în România, presa a comentat, ca să spun așa, unele lucruri care pe mine practic m-au afectat. Și să spun așa, aș putea trece peste acest aspect. Însă, având în vedere că am o familie, am copii, copii destul de mari, să spun așa, fetiță de 9 ani, de 7 ani. Sunt oameni care suferă pe lângă aceasta, sau ar putea suferi din cauza unor informații false. Bineînțeles, da. Deci este total eronat ceea ce s-a scris. Între mine și Carlo au fost 7 ani de relație, spun eu, curați, și de altfel și el l-a precizat de foarte multe ori, pentru că de asemenea și el a fost întrebat și când a fost întrebat a declarat. Nu am absolut nicio legătură cu divorțul și separarea lor. Uh-huh. În momentul în care l-am cunoscut pe... la care l-am cunoscut pe Carlo, era separat. După cum poate bine de aici știți, și confuzia. Ei sunt catolici cumva. Exact. După cum bine știți, la noi în România nu există separare, există divorț. Corect. Și de altfel, la noi în România putem divorța destul de repede, spun eu. Da. În Italia există o separare care, dacă nu este consensuală, atunci poate dura foarte... Asta e generată de religie, de apartenența la religia catolică? Da, din câte știu eu, da. Așa știam și eu, că se divorțează, sau mă rog, divorțează mai... Da, le dau un termen de 3 ani, deci în timp de 3 ani ei nu pot divorța, așa, sunt separați, uh-huh, pot locui în aceeași casă. Proprietate, da. Da, exact, dar după 3 ani, dacă au ajuns de comun acord să divorțeze, vor divorța. Dacă nu, bine, se cred că poate... așa era și la noi, era cu acea perioadă, dar era o lună, nu? O lună de împăcare, să te mai gândești. Da. Și... acolo este un pic diferit, mai ales când sunt și copii la mijloc. Pe lângă asta, știți foarte bine, un antrenor destul de... Da, o persoană publică, adevărat, cunoscută, nu este totul așa cum... Un bărbat de mare succes. Dar cum ai ajuns tu să-l cunoști? Pentru că înțeleg că el era în această perioadă, nu, de separare. Da, în momentul în care tu l-ai cunoscut. Da, eu lucram pentru Modena Fotbal în acel moment, la asta o emisiune care se numea Gialli di Notte, da. Așa, a jucat, dacă mi-am amintesc bine, Modena, acasă au jucat Modena Milano. A fost efectiv o... El era la AC Milan. Am rămas... Așa e și normal să rămâi, că nu suntem... Păi este normal, dar nu este normal. Știți că la noi dacă nu există ceva... Dacă nu-ți dai ceva, cu farfurile în cap, înseamnă că a mai rămas ceva. Da. Nu are nimic de obiectat soțul meu. Chiar, să vă spun sincer, în seara aceasta îmi spunea, da, crezi că mai are rost? Îi spun, da, are rost, pentru că este un lucru care pe mine mă doare. Atâta timp am ținut în mine și nu am spus, că am spus ce rost are să mai... Da. Acum probabil că și situația a fost de așa natură să te facă să vorbești, pentru că s-au legat de un eveniment trist. Foarte trist. Și alăturarea asta e destul de... Eu am vorbit și cu fosta lui soție la telefon, deci nu am nicio legătură în separarea lor. Absolut nicio legătură. Vreau o dată pentru totdeauna să se înțeleagă acest aspect. Absolut nicio legătură. Erau separați. El cred că s-a recăsătorit, nu? Da, este recăsătorit. Este recăsătorit cu o doamnă foarte frumoasă, care are și un copil, dar nu cu el. Nu cu el. Probabil că i-a fost mai ușor. A încercat... E adevărat. Iar soțul tău, ei s-au întâlnit acum? Ne-am întâlnit. Eu am avut o problemă de sănătate cu copilul, m-a ajutat, ne-am întâlnit. Deci nu există absolut niciun fel de...
impediment și nicio discuție. Resentimente. Da. Resentimente, exact. Cum au arătat acei 7 ani? Că doar așa, în scurta enumerare a orașelor, mi se pare că a fost ceva fabulos. Cariera lui este una fabuloasă și văd că în continuare rămâne la înălțime și la cote extrem de ridicate. Adică, pot să vă spun revenirea că... la Real o confirmă. Ancelotti nu o să mai aibă, nu o să aibă. Las că și Zidane are trei ligi ale campionilor la rând. Nu, sunt, păi, din punctul meu de vedere, sunt... Cred. Da, corect. Cu așa jucători cred la și așa eu, cluburi, nu? La așa cluburi, mai mare despre dragul. Despre fotbal putem să vorbim, să știi. Încă mai am câteva erai microbist înainte? Adică dacă ai lucrat la emisiunea trebuia eram să fii conform. Deci despre Milan, vă mai povestesc un lucru frumos. Am fost, l-am dus la Castel Dracula. Și am fost la un restaurant, la Bâlea Lac, sus. Și acolo a venit un băiat și a zis, semănați cu un antrenor cunoscut, eu sunt fan Milan. Și el zice, semăn? Da. Și el zice, da, probabil. Și zic, doar seamănă, nu este. Pleacă de la masă, se întoarce și zic, hai să-i spunem totuși, că na. Și i-a spus, zice, sunt chiar eu. Nu cred, domne, nu cred. Nu cred, domne, nu. Până nu i-am arătat, buletinul a crezut. Și mi-amintesc cât de haioasă a fost această întâmplare, că a povestit-o, cred că toată Italia o știe. Da, uite, îmi spune un bun prieten, cunoscător, mult mai cunoscător decât mine, Andrei Niculescu, și salut, că în poza aceea e posibil ca Zidane să fi fost secundul lui. Să fie poza făcută în momentul în care Zidane era... Era secundul, da, cu siguranță. Da, păi am crezut că... Eu nu știam, am crezut că este o poză, știi, luată, se mai practică în genul ăla de cadru în care prinzi ambele bănci de rezervă, știi, și prinzi în cadru pe fiecare și vezi atitudinea diferită a antrenorului. Ok. Atunci se justifică. De ce să uita? Nu, era la Real Madrid, da. Și probabil de aici încă o dată se vede calmul lui, incredibil. Nu l-am văzut niciodată, sărind în sus, să-și mulgă porul în cap. Se mai enervează și el, se mai enervează, dar mă rog.